a pedepselor. De aceea, dacă ar fi după mine și mă exprim în calitate de ministru al justiției, și dacă dumneavoastră veți aprecia, eu consider că s-ar fi utilă și necesară o amânare a dezbaterii, să venim din urmă cu celelalte măsuri complementare care ar rezolva, considerăm noi, în bună parte problema penitenciarelor. Nu numai grațierea, nu numai iertarea. Deci, răspunzând întrebării dumneavoastră, în forma inițială avizată de guvern, sigur că ne menținem punctul de vedere, observațiile, dar considerăm mai utilă și mai necesară amânarea pentru a găsi soluția fondului problemei.